Salutare, am ceva ce-ți nu este Andy. Bine, v-am la un nou episod din Minecraft. Nu știu sigur ce minigame o să jucăm astăzi, dar o să jucăm ceva Minecraft. E clar asta. Bate foarte tare lumina iar de aici, nu suport chestia asta. Dar da, înainte ceva ce scriu, vreau să-i fac o provare lui Gabi Gaming, care are un canal cu 214 abonați. Face filmulețe cu GTA 5, din câte am văzut, asta este monitorat, Euro Truck, Simulator 2, Minecraft și multe altele. Dacă vreți și voi să vedeți ceea ce face, aveți un link în descriere și mai probabil o anotare pe ecran, dar care o să apară puțin mai târziu. Deja pe Minecraft se pare că e lag. Deci da, dacă vreți să vedeți ceea ce face, vă uitați în descriere, găsiți tot ce vă trebuie, vă ajungeți pe canalul lui. Dacă vă place, vă dați subscribe, dacă nu se supără nimeni. Deci da, cam atât cu această promovare, hai să revenim la clipul nostru de aici. Mai nu știu sigur ce să mă joc, nu m-am jucat Evolution de mult, dar parcă m-am jucat un Gladiators. Păcat că nu prea... e ceva lag pe server. Ce? Cred că se strânseseră prea mult și nu m-a lăsat să intru, mă rog, nu mă interesează. Avem un singur kit Gladiator, o singură echipă, nu avem de selectat absolut nimic. Pardon. M-am mânecat. Nu că eu n-aș fi tușit de, tușesc de obicei, dar acum chiar m-am mânecat. Bun. Jingle bell, jingle bell, jingle all the ways. Oh, I find a place to run. Niciodată n-am știut ce zic ce acolo. Tot timpul ziceam, or I find the beast to run. And Hannah s-o pus lei. Hey, what the fuck? N-am nimic pe mine. Mă rup pe ăsta. Deci v-ați văzut ce mi-a dat-o băiatul ăla. Deci m-a spart, efectiv. Asta e. Hai să încercăm. Nu-s foarte bun la PvP, mai ales că eu nu știu să lucrez cu undița aia, mă enervează, mă stresează undița aia. Mi-e foarte greu. Plus că nu mi se mișcă nici nu prea multe FPS-uri și să zici că pot să mă bat ca lumea. Am nici textură de PvP. Textura mea nu e de PvP. Chiar mi-a stăiat un pic options, rest respects. Aici au o textură care mi-a dat-o Bercea. Ce că e bună. Acum na. Și restul nici nu mai știu de unde le-am. Le-am dat de mult timp, niciodată nu prea l-am folosit, sincer. Hai să încercăm pe asta. Ne poate cu asta dă mai bine, poate. Avem mai multe FPS-uri, bă. Wow, avem cu 1-2 FPS-uri mai multe. Ce mă enervează la Minecraft, nu se restartează timpul la 20 de secunde decât după ce mori. Și nu mă enervează că nu avem buton de pauză la OBS. Asta e cel mai nasol. Pentru că uitați-vă, acum când stau aici și aștept, aș fi putut da pauză. Nu pot să stai clipul ăsta pentru că nu pot, pentru că nu pot. Nu-l pot randa, că dacă stau să-l mai și randez și-l filmez și cu OBS-ul, creez un timp de așteptare atât de mare, prea mare. Ne-am fost curios. Dacă reușesc să le fac asta ceva. Să doarme, bun. Am avut noroc că el dormea, că dacă nu, nu-l băteam. Cred. Unde e celălalt? What the fuck? Sunt singur? Auzi, trebuie să vină de acolo. Laura. Da. Kilaura, frate! Cum să-l bată pe la oameni? Ziceți-mi și mie. Fucking Kilaura, ziceți-mi și mie cum. Da, avea Kilaura. Omul avea Kilaura, l-ați văzut și voi. Ia uitați-l. Măcar cu arcul dacă puteam să-l bat, dar n-am avut destul de săgeți să-l bat. Nici nu mă puteam apropia de el, ce. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l.
Ăla n-ajunge să dea cu undița în el, dar îl dă. Uitați-l alea, uitați-l alea. Mă rog, haideți că nu mai stau cineva, zice că am de 200k subscriber. nu m-apuc să mă laud, știți că nu-mi place să mă laud. Ei, ar fi mers un pic de laud, dar nu. Pentru că m-a bătut un hacker de data asta măcar. Se vedea pe el că era hacker. Pui mei, dădea de la... Ați văzut că m-am uitat pe el acum. Ăla cu undița, de-abia dacă... Ăla nu reușea să-l nimerească cu undița, că el venea și dădea în el. Și ăla de-abia ajungea cu undița. Bine, că undița oricum ajunge foarte departe. Dar zic așa, deși ăla de la cu undița în el, el tot ajungea să dea în el. Înțelegeți voi. Mă enervează lumina aia foarte tare acolo. Intră fix în cadru și nu suport chestia asta. Am ce să fac, uite ăsta, sinul ăsta l-avea one mai demult, pe Darber. Ce, nu suport oamenii cu kill aura asta, what the fuck? Ah, am apăsat și pe D, am apăsat pe A și pe D și mă miram de șoia în dreapta. Se pare că aici nu mai lag, era foarte mult lag în lobby. Asta e o parte bună, pe care ne putem juca liniștiți. Oh, am picat tocmai cu Ibor, săracu. Ce că s-a întâmplat de... A dat cineva mine în spate sau ce că... Please wait. I'll do that. Nu pot să mă urc acolo, de ce? Ne, mă rog, mă interesează. Nu să stau pe aici. Hai mă, când mai stăm aici? Am o singură săgeată, trebuie să o folosesc bine. Bun, l-am bătut și pe ăsta, ăsta nu știa să joace oricum. S-a văzut pe el. Bun, se pare că ajungem în finale, practic, semifinale. Bun, l-am bătut și pe ăsta. Am ajuns în finale, nu vine să cred. M-a bătut. Ah! Na, mi-a luat-o mai bine. Dădea mai bine cu arcurile cu mine. N-am mai jucat de mult PvP de ăsta așa intens. Și na, nu sunt obișnuit. Da, măcar am ajuns până în finală. Nu joc de mult minigame-ul ăsta, nu mi s-a întâmplat niciodată. La cele 6-7 meciuri care l-am jucat eu, toate în filmări, n-am ajuns în semifinale, în finale, pardon. Mai prins ăștia care chiar știu să dea bine la PvP și n-ai ce să le faci. Mai ales eu cum nu mă pricep atât de bine la PvP. Încerc și eu mai multe, dar e greu, nu prea reușesc. Uite pe Frosty, omul de zăpadă. Frosty the snowman who fuck you in the ass. Dar nu traduce ce am zis în caz că nu știți. Chiftele. Fac ceva mai chiftele și fac cartofi prăjiți, cred. Mama are capă, ăla mă bate, să vedeți aici ce mi-a dat ăla cu capă. N-a rost. Nu stă de AFC, nu înțeleg de ce intră și stau AFK. Bună. De acolo trebuie să vină, mi se pare că... Ah, nu, deci vine, op. Ce trage omul după mine, băga mai șoaca în tine. Ce
Ia frate aici. Bun. Bate-mă, pui mei de aici. Uitați-vă și voi, ce om, ce copil. Nu mă lasă deloc în pace. Ce mă urmărește copilul, bă! Unde a dispărut ăla? Sunt doi bulanjii care încă se bată la și consumă săgețile ca prostul. Na, mă, na! Că l-am prins în combo, dacă ești prost. Vezi dacă ești prost și nu stai în banca ta. Asta e. Dă-i. Bun, woo! Am și câștigat un meci, este! GG, nu mă așteptam să-l câștig. Da. Filmez. Bun, dată numai cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și noi desigur ne vedem data viitoare, pa, pa.